Cred că cetățenii țării trebuie să fie foarte atenți la toate acțiunile de protest care sunt organizate pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că în ultima perioadă au apărut un alt tip de acțiuni de protest organizate, orchestrate, dirijate, monitorizate, finanțate, dacă doriți, de actuala guvernare. Și toate aceste lucruri sunt făcute pentru a sustrage atenția cetățenilor de la anumite probleme și pentru a puncta dorința guvernării de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Vedeți că apar acțiuni de protest care, pe de o parte, parcă se poziționează că sunt împotriva anumitor acțiuni ale guvernării sau vin să solicite anumite avantaje de la guvernare, dar, de fapt, pe tot fundalul acestei acțiuni de protest sunt doar inscripții și lozinci de apropiere cât mai rapidă de Uniunea Europeană și semnarea acordului de asociere. Cred că societatea moldovenească este destul de matură să înțeleagă acest joc, că, de fapt, toate aceste grupuri sociale care vin să organizeze aceste acțiuni de protest vin doar să puncteze necesitatea sau dorința de apropiere cât mai rapidă cu Uniunea Europeană și, prin asemenea scenarii, guvernarea dorește să promoveze că, uitați-vă, cetățenii țării își doresc o apropiere cât mai rapidă, ceea ce nu este corect. Pentru că toate problemele care sunt astăzi în toate domeniile, fie învățământ, medicină, agricultură, industrie și așa mai departe, acestea sunt, de fapt, constituie abia începutul acestui acord de asociere. Dar vă închipuiți ce se va întâmpla după semnarea acestui acord. Deci, încă o dată, repet, ceea ce face guvernarea cu aceste acțiuni de protest, de fapt, ea încearcă să distorsioneze situația, să sustragă atenția populației țării anume la necesitatea aderării și semnării acordului de asociere și nu la problemele care urmează să fie în urma acestui acord.